Gata, am revenit și cu exercițiile pentru spate. Vom avea nevoie de un elastic și două sticle cu apă, da? Cei care nu aveți elastic, puteți să achiziționați unul de pe internet. Puteți găsi pe Mag sau găsiți la Decathlon, la Dedeman, da? Deci se găsesc. Bun, vom începe prima dată cu exercițiile cu elastic. Primul exercițiu. Vom prinde de capetele elasticului și vom călca cu picioarele de la mijloc. Vom avea ramat, spatele drept, pieptul înainte. Bun, următor exercițiu, vom prinde elasticul de la jumate, iar cu piciorul stâng vom călca pe el, piciorul drept îl ducem spre înapoi, spatele drept, pieptul înainte, vom avea ramat cu un braț. Excelent, schimbăm piciorul. Excelent. Următor exercițiu. Vom prinde elasticul în două și vom duce la spate. Vom prinde din două și vom îndepărta și vom lăsa ușor, da? Tragem și lăsăm ușor. Așa. Dacă vi se pare greu, puteți să-l mai lăsați un pic, să-l mai relaxați. Bun, super. Următor exercițiu. Vom agăța elasticul de la jumate, de o bară sau de o clanță sau de un stâlp, da? În cazul meu, e clanța de la ușa din spate. Și vom avea ramat. Următorul exercițiu va fi cu cele două sticle de apă. Vom lua ambele sticle. Picioare ușor depărtate, spatele drept, pieptul înainte. Vom avea ramat cu sticlele. Următorul exercițiu, vom avea ramat cu o singură mână, vom utiliza doar o sticlă. Schimbăm brațul. Putem combina elasticul cu sticla cu apă și vom avea ramat. Vom prinde cu picioare elasticul din capete. Vom avea ramat cu sticla. Yeah.
Excelent. Pentru început puteți lucra câte 2-3 serii la fiecare exercițiu. Câte repetări puteți? 10, 12, 15, da? Bun, vă vom mai arăta un exercițiu pentru trapez. Da? Vom apuca cele două capete ale elasticului. Vom prinde de la mijloc cu brațele, îndreptăm spatele, pieptul înainte și vom ridica umerii în sus, da? Ridicăm și lăsăm ușor. Așa. Să se vadă mai bine. Excelent. Acestea sunt câteva exerciții pentru spate. Pentru mai multe întrebări, vă stau la dispoziție la adresa de mail de mai jos sau pe Facebook Adrian Radu sau pe pagina online Coaching by Adrian Radu. În următorul video voi reveni cu câteva exerciții de stretching pentru spate.